Municipalitatea Severineană a reușit să optimizeze și să pună în valoare mult mai bine ca până acum una dintre piețele agroalimentare ce părea părăsită, deși nu este cu nimic mai prejos decât celelalte. Piața Crișan, aflată pe strada cu același nume, în apropiere de pădurea Grihala, are cam tot ce îi trebuie pentru a deservi populația din zonă. Cu toate acestea, autoritățile recunosc că oamenii nu au prea vrut să îi treacă pragul în ultimul an. Grihala Nord este un cartier mare. Din păcate, se pare că cetățenii din zonă preferă să facă cumpărăturile la piața Mircea sau la piața Crihala, deși prețurile sunt aceleași și aici și acolo. Altă ordine de idee, am considerat că dacă amenajăm așa cum trebuie piața, dacă o cosmetizăm, dacă mi-e permis cuvântul, poate reușim să-i facem pe cetățeni să vină să populeze, dacă vreți, piața. Am reușit, prin inițiativa colegilor de la piața Crihala, șeful de piață, să motivăm producătorii să vină să-și expună marfa aici, repet, în dorința de a popula piața și de a veni până la urmă, de ce nu, în sprijinul cetățenilor din zonă. Beneficiază și de această piață și de un punct de colectare a taxelor și impozitelor. Odată ce oamenii vin să-și plătească impozitele, poate se cumpără și aceste produse și este o piață micuță, dar și frumoasă și cochetă. În prezent am suplimentat numărul de mese, am căutat să aducem spații de depozitare pentru mărfurile care urmează să fie expuse la vânzare, iar în viitorul apropiat o să încercăm să umblăm și la sistemul de iluminat. Doamna Cristina este veterana acestei piețe agroalimentare. Vine aici de vreo 4 ani și spune că nu ar pleca în altă parte. Am intrat în al 4-lea an de când sunt aici și vă spun sincer că nici n-aș pleca. Cartierul este foarte mare, foarte mulți clienți intră și la taxe, și la carne, avem și lapte, și pâine, și ne mai trebuiesc legume. Deci să fie populată piața și cu legume. Primăria Severin face eforturi deosebite pentru a dezvolta zonele comerciale și piețele agroalimentare, în așa fel încât severinenii să se aprovizioneze cât mai bine și cât mai rapid, din apropiere de casă.